Bună ziua și bine v-am regăsit, țineți cont că astăzi este ultima zi de înscriere la programul de manifestare și aș vrea să vă anunț că sunt deja nerăbdătoare un pic, nu neapărat agitată, nu asta e cuvântul, dar sunt foarte curioasă să văd cum va ieși. Bun, hai să vedem în etalarea noastră, dacă doriți etalare personală găsiți toate detaliile în descriere. Și să vedem intențiile persoanei voastre, intențiile reale ale persoanei voastre în legătură cu voi, indiferent dacă vi le-a spus sau nu. Dar acestea vor fi cu adevărat intențiile sale. Să vedem cine e persoana voastră. Cine e persoana aceasta? Ei bine, aceasta este o persoană care de regulă are tendința de a fi mai mereu în mintea sa, are o mulțime de idei, această persoană se poate ca de foarte multe ori să nu lase să se înțeleagă ceea ce gândește, ceea ce simte, ceea ce vrea să facă. Este o persoană care întotdeauna își face în minte o grămadă de planuri, este o persoană care în momentul în care are ceva de spus nu se teme să o zică, dar o poate face într-un mod destul de aspru, destul de dur. Este o persoană care uneori poate veni și să spună, a, păi da, ce, nu știai asta, nu știai nu știu ce, nu știai nu știu cum, păi da, dar persoana nu comunică cu voi și nu vă spune și voi nu-i citiți gândurile. Și această persoană cumva se așteaptă ca tot ceea ce face să fie extrem de vizibil, se așteaptă să fie extrem de clar, dar de foarte multe ori nu spune absolut nimic și nici după gesturi, nici după cum se comportă, nu e ca și cum vă puteți lua, pentru că în mintea sa sunt o grămadă de idei diferite și nu le comunică pe niciuna și după se enervează că nu îi place că toată lumea întreabă această persoană dar ce vrea să facă, dar ce încearcă să rezolve și așa mai departe. Poate să se irite destul de ușor în momentul în care este întrebat de planuri, idei și viitor, dar nu o face neapărat cu rea intenție. Este doar faptul că această persoană nu vrea să promită și să nu facă, chiar dacă poate avea uneori tendința ca planurile sale să nu coincidă cu realitatea, de cele mai multe ori evită să facă promisiuni tocmai pe motivul ăsta. O altă descriere a sa. Cum mai este această persoană în afară de? E o persoană care în trecut aici cred că a fost trădată de persoane foarte apropiate, probabil de persoana iubită, la cum se vede aici. Această persoană încă este foarte în gardă față de toată lumea din jurul său. Nu se lasă să fie vulnerabilă pentru că a făcut-o. S-a ars și desigur nu mai vrea să se repete din nou. Este o persoană care de iubit poate iubi foarte profund, dar nu cred că această persoană și-a permis suficient timp să se vindece sau pur și simplu nu a mai căutat să se vindece, pur și simplu a dus suferința mai departe și mai departe și mai departe, sperând că o să treacă de la sine și nu neapărat a trecut de la sine atâta, doar că s-a obișnuit cu această suferință, dar nu văd această persoană să fie complet vindecată, deci un pic atenție în legătură cu această persoană, pentru că voi nu puteți și niciodată ce este în mintea și în sufletul acestei persoane, nu vă lasă să știți, nu vă lasă să vă apropiați atât de mult. Cine sunteți voi? Voi sunteți persoane care arătați foarte bine, trebuie să zic asta. Apoi sunteți persoane destul de admirate, persoane care sunt apreciate de persoanele din jur, inclusiv de această persoană, chiar dacă nu lasă să se vadă asta. Și cu Regina de Bâte se vede o independență și o putere personală destul de mare cu această Regină de Bâte. Voi sunteți ceva de genul, orice vreau, știu că pot să am, nu am nevoie să depind de absolut nimeni, sunt o persoană independentă, aveți tendința să fiți un pic prea mult în energie masculină, dar aveți o energie foarte, foarte puternică, voi sunteți persoane foarte determinate, voi nu prea acceptați un nu ca răspuns, voi luați un nu ca pe un mai târziu sau ca pe un revizuiește planul și încearcă din nou. Nu vă văd pe voi să vă demotivați ușor, nu vă văd să renunțați ușor la țelurile voastre și asta uneori poate să fie negativ, pentru că uneori aveți tendința să reușiți în anumite domenii doar de dragul de a reuși și nu neapărat pentru că nu știu, ar fi cea mai bună soluție pentru voi. Vă încăpățânați un pic mai tare în anumite circumstanțe și sunteți și voi un pic
într-o energie destul de orgolioasă, ca și această persoană de altfel. Care e situația dintre voi acum? Nouă de spade, foarte multe gânduri de partea persoanei voastre. Nu prea am foarte mult contact între voi. Cărțile pe care le-am mai mult de gânduri de partea persoanei voastre, de o schimbare foarte mare cu roata norocului și cu puterea abținere din partea voastră să comunicați. Nu aș exclude posibilitatea ca această persoană să se informeze sub o formă sau alta de voi, dar nu cred că este atât de mult pe parte de spionat. Cred că este pur și simplu că află de la cineva în mod direct, dar nu neapărat că efectiv caută acele informații sau că aveți un grup de persoane comune și atunci inevitabil această persoană află lucruri despre voi, dar vreau să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană are tendința de a se gândi destul de serios la voi. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană ar vrea o schimbare, dar nu știe neapărat cum să o inițieze, se stresează destul de mult în legătură cu asta și există ca un fel de blocaj care îl ține din a veni înspre voi. Intenția sa este să vină înspre voi, dar nu îl văd să facă pași. Iar pe voi vă văd persoane destul de hotărâte să nu faceți voi primul pas și atunci ce se va întâmpla aici? O decupe. Cinci de pentagrame. Regele de pentagrame. Aici, în conexiunea asta, nimeni nu face niciun pas. Fiecare așteaptă de la celălalt. Cup de cupe, atenție că voi vă detașați tot mai tare. Niciunuia nu e bine, dar niciunuia nu face un pas. Este ca și cum persoana asta vrea să facă, dar nu știe cum. Voi vreți să facă această persoană, dar din nou această persoană nu știe cum. Cred că... Hai să vedem ce se întâmplă dacă voi contactați această persoană. Pentru că această persoană nu cred că o să vă contacteze. Iar în joc orgoliu. Nu răspunde neapărat în cel mai minunat mod, dar există posibilitate de reconciliere. Atenție că dacă voi alegeți să faceți pasul către această persoană, cumva e ca și cum această persoană are să vă plătească o poliță. Este ca și cum această persoană are de făcut ceva, nu neapărat ca răzbunare, dar în sensul să arate că, deși nu intenționează să rănească, poate să o facă. Și acest tip de rănire cred că va fi mai degrabă prin niște replici destul de dure, dar în afară de asta cred că această persoană își dorește să se împace cu voi, nu știe exact cum, este o energie haotică, dar chestia este că dacă o cedați voi, văd că are ce are el de zis, dar în cele din urmă lucrurile sunt ar fi ok între voi cu doi de cupe. Până la urmă și această persoană își dorește împăcarea la fel de mult ca și voi. Nu este neapărat că unul vrea și celălalt nu. Și această persoană, chiar dacă există lipsa asta de comunicare, tot vă vede ca fiind cea mai potrivită persoană pentru el sau ea. Doar că uneori faptul că sunteți atât de potriviți e o problemă pentru că sunteți egali în putere. Și asta în momentul în care se lasă cu conflicte și discuții este destul de nașpa un pic. Ce intenție are această persoană față de voi acum? Nu sunt disponibil. Mă vinovățesc. Mă simt pierdut. Ai încredere în mine. Deci nu am nicio carte cum că această persoană intenționează să facă un pas înspre voi. Sincer, aici nu cred. Nu cred că această persoană va face un pas înspre voi, dar avem la bază pachetului te iubesc. Deci da, persoana are sentimente față de voi, dar nu face absolut nimic în legătură cu asta. Și este destul de trist în momentul în care vedem situații în care există două persoane care au sentimente reciproce, dar aleg să nu abordeze această situație sub nicio formă. Și da...
Această persoană așteaptă. Chiar dacă se gândește să facă pașa spre voi, nu știe cum să așteaptă să veniți voi. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!